Iată ce pasă greșită a lui Simion, îi permite lui Basa să pătrundă în careu, lasă însă mingea parcă să treacă mai mult și este gol! Este gol! Ce greșeală! Ce greșeală, iată, fac cei de la Universitatea Cluj un cadou pentru Aurelian Chițu cu o dublă incredibil. Incredibil ce eroare, iată, mai întâi Simion îi pasează pur și simplu lui Basa. Basa lasă mult în spate pe Miron, dacă nu cumva a dat din spatele liniei, să vedem dacă va fi confirmat de la VAR. Iată, avem aici un unghi foarte bun. Nu cred, cred că a dat din teren. Dar nu înțeleg acolo ce fac Ispas și Gorgea. Aici pare mai degrabă că a ieșit, dar cu siguranță se va verifica la VAR. Vă reamintesc că Ovidiu Hațegan este acolo. Nu știu dacă a ieșit cu totul. Da, se validează golul. Se validează golul. Așadar, 2-0 deja pentru FCU și iată ce început de partid avem. Acum primul atac al clujenilor, Ze Gomes încearcă să devieze